Proiectele cu potențial nu sunt, și aici mă refer strict pe termen scurt din nou, nu sunt cele din top 100 coin market cap, ci mai degrabă cele care sunt în faza inițială, care nu au avut o scalabilitate. Alea trebuie să le identificați și credeți-mă că nu e greu să identificați proiecte cu mult potențial. Haideți să vă las câteva nume. Puteți să vă uitați la proiectul Venus, XVS, e prescurtarea tokenului, proiectul Ecomi, potențial inimaginabil, sau OMI, care alimentează platforma Veve, Viv. Căutați și lucrul ăsta. Proiect care s-a listat de curând pe Binance. Mi-e place foarte mult proiectul ăsta, am mai vorbit despre el în trecut, Super Rare. Deci au o platformă care e guvernată de artiști și colectori. Sunt foarte tare. După care un alt proiect care vi las e YGG sau Yield Guild Games. E un proiect pe partea de gaming. Extraordinar potențial de dezvoltare și altele. Dar astea, niciunul din proiectele astea pe care eu vi le-am prezentat acum nu se află în top 100 CoinMarketCap. Deci trebuie să fiți puțin smart atunci când vreți să faceți o investiție și mai ales dacă sunteți la început, aveți grijă de banii voștri. Nu vă bateți joc de banii voștri și încercați să nu ascultați de X și de Y. Da? Există anumiți analiști financiari care sunt foarte buni, dar de nimeni nu trebuie să ascultați. Nici măcar de mine. Voi, în parte, vă faceți research-ul vostru și vedeți dacă proiect are sau nu potențial. Dar eu v-am dat așa câteva repere, sper că v-am ajutat și să ne vedem cu bine. Toate cele bune!